Pentru a să spunea într-un mod foarte responsabil și celebru. Dacă vreți să veniți să țin mai aproape, să nu vorbim mai tare decât de doamnele vocale. Așa te destul, dar doamne, e foarte bine. O expoziție care s-a născut intempestiv. În cadrul proiectelor Simeze ale Bibliotecii Metropolitane s-a născut un impuls imperativ, pentru că nu se poate altfel, că o femeie își propune ceva, ea nu se manifestă decât imperativ. Mâncare în organ. Ia de la Dubai, de acolo, a organizat tot ce se vede aici și a adus-o pe Dalina în situația în care suntem noi în seara asta. Acum, orice tip de discurs despre parcursul unui artist, conform cutumei, trebuie să înceapă de la 48. Și după asta tot mergi, tot mergi, la intens și nu mai ajungi niciodată în actualitate. Dar la Dalina Bădescu, 48 este foarte aproape, încă lucrările astea, majoritatea lor semnificative, și aici mă refer la suprafețe, fiindcă cele mai mici sunt recente, sunt din perioada pandemiei. Și în felul acesta se explică, în primul rând, atitudinea. Pentru că partea cealaltă de concepție, de limbaj, de folosirea instrumentarului plastic, partea asta rămâne deocamdată în așteptare. Din punct de vedere al atitudinii, așa cum ziceam, din punct de vedere al retoricii, și explicite, dar și implicite a imaginilor, avem de a face, evident, cu o revoltă. Și nu sunt doar artiștii cei care s-au revoltat în perioada asta, dar ei au avut capacitatea să se manifeste, au avut capacitatea să se exprime. Și ce a ieșit din acest tip de revoltă, acest tip de nesupunere, este această formă de destructurare și de denunț a unei realități pe care, din ce în ce mai mult, suntem constrânși să o suportăm. Ce se vede pe Simeze aici, e pur și simplu procesarea unui tip de existență pe care de cele mai multe ori nu-l observăm pentru că noi nu suntem în acvariu. Nu suntem în zona în care lucrurile se întâmplă și se percep ca atare. Avem aici un fel de discurs asupra istoriei contemporane, fără ca Dalina Bădescu să fie un artist militant. Deci, fără să se înscrie ideologic într-o direcție sau alta, fiindcă denunțul nu înseamnă ideologie. Denunțul înseamnă o formă de apărare. E o platușă pe care ți-o creezi în jurul existenței tale, ca să nu te atingă iremediabil ostilitatea care te înconjoară și căreia trebuie să-i faci față. Dacă vă uitați bine la ce se întâmplă în aceste imagini, o să vedeți că nu e vorba despre persoane reale, chiar dacă personajele cumva trimit către carcase, către figuri. Nu e vorba despre individualități. E vorba despre paradigme, despre scheme de
acțiune în lume și de acțiune în istorie, care sunt practic depersonalizate. Toți liderii pe care îi vedeți aici sunt de fapt carcase. Sunt un fel de marionete imense care joacă aparent după un scenariu prestabilit. Și ei se surprinși într-un moment semnificativ în ceea ce privește viața, acțiunea și destinul lor. Și pentru că tot promiteam o incursiune despre 48, avem aici exact atitudine din Laocoon și fii. Din încleștarea dintre forța stihială pe care le prezintă șarpele și victimele care sunt Laocoon și fiul. A fost o discuție enormă între Lessing și Winckelmann. De ce ei țipă, de ce sunt prinși într-un moment paroxistic? Pentru că atunci când lucrurile trebuie să fie inteligibile, ele trebuie să fie surprinse într-un moment semnificativ. Nu e vorba despre bucurie aici, despre jubilație, despre tot felul de sentimente pozitive, ci despre o luptă cu o stihie, pe de-o parte a istoriei mici, pe de-altă parte a fluxului temporal care ne înscrie cu propria noastră istorie și care, așa cum a dovedit-o pandemia și așa cum o dovedește fiecare zi pe care o traversăm de acum acolo, se situează în relație cu noi într-o poziție de agresiune. Deci asta din punct de vedere al atitudinii, să zicem, din punct de vedere al concepției narrative a imaginii, din punct de vedere al expresivității plastice, avem de-a face cu altceva. Tot cu un denunț. Tot cu o revoltă. Și anume este denunțul față de insuficiența expresivităților pur energetice. A expresivităților care vin din dezordinea, din combustia lăuntrică, care scapă de sub controlul oricărei posibilități de temperare, de ținere în ordine. Iar acest lucru îl permite și îl facilitează figurativ. Deci Dalina Bădescu revine la figurativ, de fapt la un neofigurativ, pentru că nu e vorba despre figurativul ăla clasic, descriptiv, cu psihologie și nu știu cum, în care personajele sunt eficii. Ele au mai degrabă, chiar dacă pare o blasfemie, dar uitați-vă bine la ele, sunt mai degrabă în descendența icoanei decât în descendența retoricii corporale, anatomiste, eroice din spațiul clasico-renascentist. Deci acest neofigurativ este o întoarcere a figurativului către el însuși și asta înseamnă supunerea uneori cu accente de cruzime, alteori cu diverse forme de dezabuzare, descompunerea în secvențe prin care el se cunoaște pe sine. Se întoarce pe sine, întoarce spre sine ca un orumpul, ca un șarpe care își înghite coada. Deci, într-o lume în care arta nu mai este o problemă de vocație, ci o problemă de decizie, și asta o avem încă de problema Bauhausului, oricine poate să fie artist, poate să fie creator, pentru că așa decide el. Și ia o sticlă banală, un recipient de plastic, și așa îl pune într-un colț, și își pune o etichetă alături, și a făcut un mare gest de salubrizare
ecologică a lumii în care trăim. Nu face nicio salubrizare, din potrivă, o consacră. O aduce din Maidan, o aduce din Jiu, o aduce din Olt și din toate apele curgătoare în simbolistică. Deci o pune, o eternizează prin focalizarea ei detașată, în afara experienței directe cu, cu spațiul poluat. Deci toate aceste farse, toate aceste încercări de acces la zona semnificativă a creației prin efracție, sunt cumva denunțate implicit în acest tip de construcție, în acest tip de, de concepție a imaginii, în acest tip de dezvelire a lumii. E o dezvrăjire, cum să zic, nu pornim din spațiul credințelor, din spațiul magic, ci o dezvrăjire pornind din spațiul ideologic. Deci e o denunțul cu ideologii fără ca expresia ca atare să fie ideologică. Dacă luați la analizat cu lupa fiecare tip de imagine, o să vedeți că avem liderii despre care am vorbit deja și care pun la cale destinele lumii și ei, sau mare parte dintre ei, dacă sunt întrebați de capitala României, spun Budapest. Deci de la nivelul ăsta de competență defilăm în realitate și în istorie, până la noile mitologii care țin de musculatură, de pătrățele, de intrarea într-un anumit club prin tatuaje, dar totul e luat de la suprafață. Tatuajul era un limbaj, era un cod cândva, de recunoaștere tribală, de recunoașterea infractorilor între ei. Acum a devenit o formă golită de orice semnificație, de orice sens, e un simplu parazit pe existența noastră ingenuă și în mod așa, și suspectă de a fi și inocent. Avem Pomanole Custei în partea cealaltă, unde un personaj tocmai o biserică și la sânge verde avem slogul, la cel roșu e problemă mare atunci când e vorba de animale. Când e vorba de oameni, sângele roșu are exact aceeași, produce aceeași fascinație, dovadă de ce se întâmplă chiar în zilele astea în lume. Dar când e vorba de animale, suntem în poziție de agresori, suntem speciști, adică socotim specia umană superioară celorlalte specii, fiindcă noi și furnicile și libelulele suntem de fapt izomorf, avem aceeași îndreptățire la viață, aceeași obligativitate de a ne achita, de a duce până la capăt faptul de a fi, și asta nu e budism. E tot marxism. Într-o formă reșapată, extrem de bine coafată pentru inocență. Deci, Dalina Bădescu face două lucruri, ca să rezum, fundamentale pentru creația unui artist. Odată, se revoltă, denunță zonele de risc și, altădată, propune o revenire la natura umană, la prezența umană, la chipul uman, la faptul că oricât ne-am străduit să nu fie așa, în esență, existența noastră în univers este profund antropomorfă. Fiindcă omul este singurul care poate să protejeze și lăcusta, poate să protejeze și ursul, poate să protejeze și lupul,
Ursul și lupul ăla, care în Anglia numai sunt de vreo 200 de ani și în Franța la fel, dar care sunt obligatorii pentru zonele astea care tind să devină parcuri în aer liber. Deci asta face Dan Gavrănescu. O resurecție și o insurecție în același timp în ceea ce privește luna imediată în care trăim și o revenire, o revoltă față de suficiența limbajului într-un act de creație. Limbajul este un instrument, nu este o finalitate. Asta vreau să spun de la Gavrănescu. Cam atât a fost. Nu vreau să mă mai îngrijesc că am ajuns abia la la venirea locală. Cam aici am ajuns cu discursul ăsta. Mulțumesc! Păi las că vine și mărcăuște. Da. Eu ce vreau să vă spun este următorul lucru. Pentru mine a fost foarte important să introduc prezența animalelor în compozițiile mele. De foarte multe ori ele sunt cele mai umane și au privirea cea mai vie dintre toate carcațele care le conjoară. Este adevărat că compozițiile de dimensiuni mai mari sunt de acum câțiva ani, iar cele mai mici sunt mai noi. Tendința mea este să merg spre imaginarul și spre reprezentarea bizantină, așa că confirm ce v-a spus Pavel. Dar în afară de seriozitatea cu care el a abordat subiectele, eu adaug și stratul relativist, umoristic, în sensul de zâmbet în fața celui mai impresionant spectacol, și anume cel al sfârșitului lumii. Încheiind în această notă extrem de optimistă, vă mulțumesc că ați venit și vă invit să ciocnim un pahar de șampanie, nu înainte.